Dragi telespectatori, vă salut și vă invit astăzi într-un loc absolut special. Este un loc în care lupta pentru supraviețuire este la ordinea zilei. Suntem în secția de reanimare și terapie intensivă nou-născuți a Institutului Mamei și Copilului. Astăzi vom vorbi despre modul în care sunt îngrijiți copiii născuți prematur la noi în țară și posibilitățile pe care le avem în sistemul public de sănătate ca acești copii să supraviețuiască și să devină oameni maturi și sănătoși. Gazdele noastre de astăzi sunt doamna dr. Larisa Krivcianski, medic pediatru de categorie superioară, conferențiar universitar, șefa secției nominalizate mai sus și echipa sa, medici neonatologi și asistenți medicali care zilnic îngrijesc de cei mai mici pacienți din țara noastră, oferindu-le astfel o șansă în plus la viață. Nașterile premature sunt mai frecvente decât credeți. La nivel mondial, anual se nasc 15 milioane de copii prematuri. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, prematur se numește orice copil viu care la naștere are greutate egală sau mai mică de 2500 de grame. Republica Moldova s-a aliniat standardelor recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2008, aplicând definiția internațională a nou-născutului viu. Datorită acestei modificări în legislație, sunt înregistrați oficial toți copiii care depășesc la naștere greutatea de 500 de grame și termenul de gestație de 22 de săptămâni. În fiecare an, la noi în țară, se nasc prematur circa 2000 de copii. Cauzele unei astfel de nașteri sunt multiple, ne spune Larisa Krivcianski. Cea mai întâlnită cauză a nașterii premature este totuși infecția. Și asta nu numai la noi, dar mondial este o problemă care este o problemă primordială a sarcinii care o duce mama cu infecție și deci nașterea prematură care este provocată de agenți microbieni care deci, infectează fătul pe calea sau ascendentă sau descendentă, adică sau până la naștere sau în timpul nașterii. Următoarea cauză este o cauză care este legată de funcția reproductivă însuși a cuplului și noi acum avem foarte mulți copii care cupluri cu niște sarcini reușite prin fertilizarea in vitro. De obicei, foarte rar când este o monosarcină, mai des sunt copii deci, din de triplex, duplex, au mai avut și quadriplex. Și copiii aceștia deseori se nasc prematur din cauza deci, că sunt probleme care sunt realizate de o insuficiență probateismică cervicală sau insuficiență deci, hormonală. Sunt foarte multe cauze care sunt legate de o naștere prin sarcine prin dificultăți. Sunt naștere premature care sunt legate deci, de un fenomen genetic, adică sunt familii întregi când mama a născut un copil prematur, bunica, adică și pe urmă mama naște și nu este exclus că și deci, fetița sau băiețelă să aibă în familie un copil prematur. Mai sunt încă fonuri care sunt, deci asta este subalimentare, asta este anemie, de pe lângă asta este amame, da. Asta sunt probleme sociale, când deci, nu este îndestulată mama, problemele ei, adică familiare, sociale, economice și etc. Și cauzuri care sunt legate de modul de viață, deci asta este de pildă tabacismul, asta este droguri narcotice, asta este alcoolismul, care se întâlnește mai rar. Bebelușii născuți prematur sunt expuși riscului de complicații, dar asta nu înseamnă că toți copiii prematuri vor avea riscuri grave de sănătate pe termen lung. Medicii sunt îngrijorați cu privire la dezvoltarea plămânilor și a sistemului imunitar al copiilor prematuri, care le pot pune viața în pericol din cauza problemelor respiratorii sau infecțiilor severe.
Riscurile unui copil care s-a născut prematur sunt legate în primul rând de dezadaptarea lui, începând cu momentul de naștere, care el trece, el, deci cu dificultăți, că el nu poate să fie adaptat la viața cea extrauterină în comparație cu cea intrauterină, de unde el a fost alimentat, de pildă, prin placentă și placenta asigura absolut tot alimentația, oxigenarea copilului și aici el singur de mult trebuie într-o măsură oricare să primească alimentația prin zondă sau să sugă sau deci să respire singur. De ce, începând cu sala de naștere, inițierea primei respirații poate fi dificilă. Deci că sunt particularitățile anatomofiziologice organelor de respirație care nu dă posibilitatea deci ca să fie instalată prima respirație efectivă și deci imediat după naștere. După cum vedeți că sunt toți copiii care sunt la un suport care se numește suport prin CPAP cu presiune pozitivă când el primește oxigen poate și din concentrația din cameră, dar necesită presiune pentru ca alveolele să nu se colobeze. Dar asta ceea ce este aici, de acolo ei sunt după un suport care l-au primit în sala de naștere. Acolo tot este un aparat care se numește TPS, asta este un aparat care ne dă posibilitate să reanimăm, să resuscităm un copil nou născut, să-i formăm o presiune în continuu în căi respiratorie ca să nu se colobeze alveolele. Apoi să introducem surfactant în primele 30 de minute, care e substanță activă, care dă posibilitatea ca alveolele să fie permeabile și să fie schimbul de gaze și a hemodinamice stabilită corect. Atunci organele vitale importante să fie asigurate cu alimente și să fie asigurate oxigen. Și copilul ăsta are șansă a supraviețui și a face mai puține probleme în perioada de adaptare acută. Una din patologiile care mai frecvent se întâlnește este sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant, care este și principala cauză de morbiditate și mortalitate neonatală la prematur. Majoritatea copiilor au deficitul ăsta de surfactant, îndeosebi copiii de la 22-23 de săptămâni, practic, n-au și deci până la 32 de săptămâni, asta este problema cea mai majoră. Deci deficitul de surfactant care noi substituim cu un surfactant care avem, un surfactant care este tot natural. Avem acum două tipuri de surfactant, bovin și porcin. Și, deci, grație preparatelor acestea, care îmi sunt duc în primele 30 de minute, copiii aceștia totuși supraviețuiesc. Următoarea problemă pe care o are copilul cu greutate mică la naștere este stabilizarea unei hemodinamice corecte în pulmoni. Foarte deseori, deci, comunicațiile cele fetare care sunt în uter nu se închid imediat după naștere, în mod fiziologic, cu ingaliația primelor porții de oxigen, care este un vazoconstrictor foarte puternic, se închid comunicațiile acestea. La acești copii, deci, nu este momentul ăsta de respirație desinestătoare efectivă și, deci, permeabilitatea circulației fetale, cum este de pildă ductul arterial patent, aduc la alte complicații. Din cele mai frecvente afecțiuni ale creierului este hemoragia intraventriculară, care se dezvoltă în primele zile a vieții la fiecare al cincelea copil cu masă mai puțin de 2000 de grame și frecvent este legată cu severitatea sindromului de suferință respiratorie și cu hipotensiunea arterială. Mai rară, la prematuri, este hipoxia creierului cu pierderea substanței albe, care se deosebește de creierul copiilor maturi. Maturitatea vaselor sangvine în creier, care sunt lipsite practic de unele straturi care sunt în varianta de normă la un copil matur și foarte des se lizează chiar și la o naștere fiziologică. Există așa un termen cum este matrița germinativă, este deci, o substanță gelatinoasă cu niște vase foarte fragile, care deci, în momentul nașterii sau în alte momente, de pildă de o ventilație deci, nereușită a pulmonilor, cu concentrațiile înalte de bicarbon sau cu concentrațiile joase de oxigen, pot fi decilizate și copilul face o hemoragie intraventriculară. Hemoragiile intraventriculare sunt, deci, este o patologie foarte deasă, dar deci, mai deseori asta este o hemoragie mică, care este de pildă de gradul 1 și ne aduce la invalidizarea copiilor. Asta copii care dezvoltă foarte bine și în, pe parcursul vieții n-au consecințe hemoragiei acestea, dar sunt hemoragii de gradul 4, care de-amă sunt foarte masive, bilaterale,
care pot aduce la invalidizare, dar deci diagnosticul precoce a acestei patologii și tratamentul deci necesar aduce la ceea că noi micșorăm și consecințele acestea. Enterocolita ulceronecrotică este o afecțiune rară a peretelui intestinal la prematuri, cu tablou radiologic specific, prezența aerului în intestine. De asemenea, poate apărea anemia prematurului, care frecvent este diagnosticată în primele săptămâni de viață și este legată cu dereglarea formării celulelor eritrocitare din cauza imaturității măduvei osoase. Copiii deci, fac enterocolitele acestea de diferit grad, până la ce că deci, poate să facă pe fond de enterocolită ulceronecrotică o penetrație în intestinul și o peritonită când de cu el trebuie să fie operat. Dar sunt copii care noi le ducem conservativ, chiar dacă avem un copilaș în secție, care noi îl ducem împreună chirurgic conservativ. Dar copilul de lung durat nu se alimentează și aici tot sunt de cu probleme când începem prima alimentație, de cu tot este mai dificilă. Un copil născut prematur este foarte vulnerabil, dar în același timp este foarte puternic în dorința lui de a trăi. Acest lucru ne-l mărturisesc cei care au grijă în fiecare zi de ei, personalul medical din această secție. Copiii ăștia, că noi avem, acum eu să vă arăt, cea mai mică fetiță acolo, nu? Doamne ferește, e atât, cum zice rusul, живуче, e atât vrea să trăiască, e de-a mă parcă deschide ochiul, dar să te uite la tine. Deci, într-adevăr, ei au și niște reacții compensatorie, care singuri ei se luptă împreună cu noi, supraviețuiască. Sunt foarte puternici, trec în foarte, foarte multe greutăți, stresuri, putem spune chiar și dureri, prin multe manipulații, care pentru un matur ar fi foarte stresante și dureroase, îi suportă mult, fără să plângă. Sunt mai bravo, sunt mai luptători, mai ales deosebit fetițele, dar părinții nu trebuie să se teamă, pentru că e tot cu un copil obișnuit, care vrea o atenție, care vrea o dragoste, o vorbă bună de la mama, de la tata, de la... Asta trebuie să înțeleagă toți și trebuie să mergem înainte, pentru că viața merge înainte. Cât copilul îi simte toate acestea, cât mai bine el merge și atunci e și pentru noi e bine și pentru dânsul bine. Și eu cred că și pentru părinți. Atunci e ca un plus pentru toți. Aliona de Leona îngrijește acum de o fetiță care la naștere avea doar 770 de grame. Asistenta medicală este mulțumită că bebelușul are o evoluție pozitivă. Acum are 820, în creștere masa, părere de rău, mama nu se stoarce, nu alimentează, noi alimentăm prin liniomat, timp de o oră, spune cantitatea de lapte și noi o picurăm. Înainte de a alimenta, noi trebuie să schimbăm copilul. La un copil prematur, când trebuie să faci totul cu încredere, copilul te simte. Când tu ești pozitiv, discuți cu dânsul, copilul simte și atunci și el e liniștit și merge mai bine. Iar medicul neonatolog Olga Vidaico vă dă câteva sfaturi utile pentru cuplurile care au fost anunțate că posibil vor deveni părinți a unui copilaș născut prematur. Fiți atenți! Aceste reguli simple, la prima vedere, vă vor ușura semnificativ situația atunci când acest bebeluș special se va naște. În primul rând, să nu se teamă de propriul copil. Cel mai des la părință este frică să se atingă de copil, că el este mic și să nu-i facă ceva. În urmă, să începi cu igiena. Cel mai important, să nu fie infectat, trebuie igienă și îndrăzneală, să vină să participe, să asistentele le arate, să trebuie să ajute, numai decât să participe în îngrijire, în alimentare, copilașul să vorbească cu el, numai decât contactul trebuie să fie a mamei să continue cât mai curând. El ne aude, e important să știe. Și aude și simte, da, și anume când vine mama, asta e cel mai important, el simte că vine mama sau vine un lucrător medical. Copilașii născuți prematur sunt monitorizați non-stop. Secția specializată de la Institutul Mamei și Copilului este dotată cu tot echipamentul necesar pentru a aduce o evidență strictă a evoluției fiecărui mic pacient. Copiii ăștia sunt nou născuți, că copilul ăsta s-a născut de pildă la oarele, așa spunem, 10 și 25.
Після 4 ore, acum la orele 20-35, va fi prima alimentație. Foarte bine ar fi dacă mama să aibă colostru, că cel mai bun amestec este laptele matern și din laptele matern colostru este ceva, este practic aur. Este sunt bătăile cardiace. Asta este saturația sângelui cu oxigen, care este ideală. Și asta este tensiunea și temperatura. Și voi monitorizați? Da, asta non-stop se monitorizează. Copilaj. Simt, se mai monitorizează și cântarul, diureza, cât el se urinează, scaunii, perimetrele la căpșor, la cutie toracică, la abdomen. Mai sunt parametri care se monitorizează, care la moment se mai fac ultrasonografii, se fac rentgenuri. Luând în considerație una din probleme a copilului prematur este deci, instabilitatea termică. Deci ei nu pot supraviețui în temperatura asta care noi suntem astăzi cu dumneavoastră aici 22-23 de grade. Da? Lor le trebuie o temperatură care va fi cu mult mai înaltă pentru a supraviețui, că temperatura în uter la mamă este în jur de 37. Da? Și el de acolo, dacă a provenit momental acum, deci noi trebuie să creăm condițiile asemănătoare. Și după că dumneavoastră observați că noi și deci locul este al pregătim ca deci imitația uterului. Dacă vedeți că forma uterului, deci sunt pilincuțele este aranjate și el stă, vedeți cum deasupra cu piciorușile. Deci asta este o formă în care deci noi o imităm forma uterului și poziția lui intrauterine și mai există poziția acum cam o leacă, e greu de menținut poziția aceasta, dar o poziție corectă a unui copil prematur trebuie să fie cu mânuțele aduse la piept, cu piciorușele la burtă, așa cum el este în uter. Și atunci, deci, el nu pierde așa de mult temperatura corpului și se simte cu mult mai bine. Părinții moldoveni care știu că au riscul ca în familia lor să se nască un copilaș prematur, trebuie să știe că sistemul public de sănătate posedă echipament de tratament și îngrijire pentru copiii prematuri, oferindu-le cele mai bune șanse de recuperare. Pentru ajutorul necesar, adică de urgență, noi avem absolut tot. Noi avem surfactant, care este foarte important. Noi avem aparate CPAP, noi avem aparate VAP, noi avem incubatoare, noi avem monitoare. Evident că deci noi avem foarte mulți copii și avem câteodată așa că noi trebuie să ne gândim pe cine unde să-l punem și cum. Dar în orice caz noi facem tot ca copiii să se simte bine. După cum vă spuneam în debutul acestei emisiuni, la noi în țară, anual se nasc înainte de termen circa 2000 de copii. În jur de 1000 dintre ei trec prin această secție, iar rata de supraviețuire a acestor copilași în Republica Moldova este foarte mare. Pur și simplu, pentru ca mai multe istorii de acest gen să se soldeze cu un final fericit, este nevoie de un efort imens, nu numai din partea medicilor, dar și din partea familiei, în grija căruia va ajunge în viitor copilașul născut prematur. Ca să ai un copil prematur în familie, înseamnă că suntem o familie specială. Deci ce trebuie să iubim din start, să-i îngrijim. Mămicile la noi sunt foarte, în Republica Moldova sunt puțin undeva informate ce înseamnă un copil prematur. În primul rând vine de jos, încă de la concepere, când toți se așteaptă și vor un copil la termen sănătos în familie. De ce mai puțin este vorbit la nivel de policlinic undeva, de centru medic de familie, de prima etapă consultativă, unde trebuie să anunțe că poate fi și un copil prematur în familie. Întrebările, mămica când vede copilul, ce vede? Vede un chip mic, dar care are unghi, picioare, mâini și noi începem să îi lămurim noi că este un copil care nu poate respira, noi ajutăm, că e un suport respirator într-un fel altul. La urmă apare întrebarea, dar tot e bine? Nu este chiar bine. Este un copil mic care are multă, multă nevoie de îngrijire și asistență medicală. Asta e una din întrebări care este. Pe urmă apare, dar când o să-l pun la sân? La sân, iarăși, se vede că undeva nu este momentul. Un reflex de sugere bine dezvoltat, vorbim la un copil de 34 de săptămâni. La un copil mic, de 28 de săptămâni, 30, nu vedem. De ce noi, mămicile, primul pas ce facem? La noi, când venim, noi le instruim să zicem că avem nevoie de dumneavoastră în calitate de îngrijire. Îngrijirea nu e că noi nu avem timp să facem sau nu putem face, noi o putem face. Dar îngrijirea este contact cu mamă-copil. Este un contact care mămica când pune mânuțele, ea simte copilul, ea poate povesti atunci, iubi, a spune ceea ce are nevoie, într-adevăr, copilul ăsta de la mamă. A doilea moment când noi învățăm să alimenteze. Cum o scrâne? Noi avem cameră de stoarcere unde este bine echipată, vine aici, alimentează copilul, iarăși este minute în plus petrecut împreună cu copilul, care trebuie să le prețuiască, de ce?
mesajul să noi facem cumva să ajungă la mămică. Și tăticul îi permite o dată în zi să-și registreze copilajul. Nu este interzis. Aș vrea, deci, să fac așa un mesaj pentru părinți, că, dragi părinți, nu vă temeți de o naștere prematură, de copil prematur. Sunt copii prematuri care au ajuns și doctori la noi în Moldova, doctori care sunt destul de cunoscuți la noi în Moldova, și muzicant, și doctor, și, mă rog, și businessmen, adică nu importă. Copilul prematur, el poate să facă în viață reușință foarte mare. Dragi telespectatori, aici punem punct ediție de astăzi a Reporterului pentru Sănătate. Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor dragi. Toate bune!